ultima întrebare legată de antreprenori. Știu că în România sunt peste 700.000. Este România o țară de antreprenori? Domnul Anastasiu. Mai degrabă nu. Avem un număr redus de firme și de antreprenori în comparație cu media europeană. Sunt mulți care vor să fie antreprenori și care declară acest lucru. Problema este în momentul în care întreb de ce vor să devină antreprenori. Aici intrăm într-o zonă care nu e neapărat realistă. În ce sens nu e realistă? Mulți vor să devină antreprenori ca să nu aibă program fix. Alții vor să devină antreprenori ca să nu aibă șefi. Alții vor să devină antreprenori ca să fie independenți. Toate aceste răspunsuri nu sunt din realitate. Sunt niște dorințe închipuite ale unor tineri care nu au înțeles exact despre ce este antreprenoriatul. Ca să revenim la întrebarea noastră, suntem puțini antreprenori, există puțini antreprenori de calitate în țara asta, e foarte mult de făcut pe zona de educație și foarte mult de crescut și relativ ușor. Dar trebuie să încetăm să ne văicărim, să încetăm să așteptăm de la stat, să așteptăm de la cineva, de la altcineva și să mai și facem. Să așteptăm de la noi. Da, să ne ridicăm, să ne suflecăm mânecile și să facem. Sunt mulți, sunt puțini? Sunt puțini. Sunt puțini și din cei care au curajul și vor să se apuce de o afacere, sunt foarte mulți care eșuează și asta nu e numai la noi. Din cei care au curaj și reușesc să se apuce și reușesc să nu moară afacerea în primul an sau în primii doi ani sau când își termină antreprenorul banii, sunt mulți care rămân așa într-o zonă de subzistență în care au un mic butic din care își hrănesc familia și încă două rude și abia reușesc să învârt așa o chestie în condițiile în care ei muncesc mult mai mult decât ar munci sau un angajat pentru aceiași bani, de multe ori fiind ei înșiși plătiți mai prost decât angajații lor, pentru că atâția bani le rămân. Și cumva la capătul lanțului ăsta trofic există câțiva, și din păcate sunt foarte puțini, antreprenori care reușesc să facă prosperitate. Prosperitate pentru ei și familiile lor, dar prosperitate pentru societate în ansamblu, pentru că reușesc să cumpere și să vândă servicii și produse, pentru că reușesc să angajeze oameni care să aibă salarii bune, pentru că tot mecanismul ăsta e destul de greu de învârtit dacă nu ajungi la o masă critică. Cred că suntem în zona în care se construiește cumva o masă critică în București și împrejurimi, în Timișoara, Arad și împrejurimi, în Cluj și împrejurimi. În centrele mai dezvoltate de business. Asta este și zona în care dacă pornești de la începutul lanțului trofic, vezi cumva că numărul de antreprenori sau numărul de afaceri la 1000 de locuitori este peste media europeană. Dar atât. Dacă ne uităm la zonele mai puțin dezvoltate, situația e foarte tristă, pentru că acolo sunt foarte puțini antreprenori de succes și care reușesc să facă și un business etic și frumos. O întrebare suplimentară ar fi ce face comunitatea, mă rog, Romanian Business Leader pentru a stimula antreprenoriatul, mai ales în acele zone în care el e ca și inexistent. RBLS-ul face într-adevăr niște lucruri frumoase. În primul rând, își bate capul într-un mod organizat cu problema asta. Și asta e un lucru foarte, foarte important, pentru că constat cu stupoare că foarte mulți dintre tinerii care se uită la antreprenoriat se uită și la guvern și așteaptă răspunsurile să le dea statul. Statul să faciliteze, statul să organizeze, statul să financeze, statul să dea legislație, statul să reducă taxe, statul să facă tot. Ori, a face antreprenoriat este fix la capătul opus, ca și mentalitate, față de a fi funcționar la stat. Oamenii care muncesc la stat, indiferent în funcții cât de mari sunt, sunt oameni care vor niște salarii bune, niște joburi fixe și călduțe și care au o apetență mare pentru jocul politic. Antreprenorii sunt aia care n-au niciun talent pentru jocul politic, că de-aia vor să fie de capul lor și vor să facă lucruri dacă se poate ieri. Okay? E normal ca soluțiile pentru primii, pentru antreprenori, să nu fie alea de la stat. În RBLS, unde suntem destul de mulți antreprenori și oameni de afaceri din economia reală, care au obținut succes altfel decât prin contracte favorizate în relație cu statul, putem să ne batem capul într-un mod organizat și cred cu ceva conținut, mai mult decât în mediul guvernamental, despre ce putem noi să facem, noi între noi, ca să ajutăm tinerii să aleagă calea antreprenoriatului. Ca odată ce au ales calea antreprenoriatului să iasă cât de cât la liman mai repede, să aibă setul de cunoștințe, de skill-uri și mai ales de sfaturi din partea oamenilor care au mai făcut chestia asta,
la momentul potrivit, pe direcția potrivită, ca să-și maximizeze șansele de succes. Știind că succesul nu e niciodată o garanție sau singura opțiune în momentul în care pornești cu o afacere antreprenorială. Iar contentul de bază pe care noi încercăm să-l livrăm de la Romanian Business Leaders are de-a face cu educația. Acolo sunt proiectele cele mai multe și cele mai frumoase. Educație care ar trebui să pornească nu de la clasa 11, unde ne-am dus noi tot anul care a trecut, ci mult mai de jos, de la grădiniță, de acasă, de la școala primară, dar ne-am apucat și noi undeva și am zis nici prea jos, pentru că vrem să avem oarecum succes pe termen măcar mediu, nici prea sus, unde este probabil prea târziu. Și ne-am dus către clasa 11 și, ca să vă dau un exemplu ce facem, anul trecut în proiectul Vreau să fiu antreprenor am atins 2500 de tineri, de copii, de clasa 11, mergând în 11 orașe cu diversi speaker, oameni de afaceri, care au încercat să vorbească despre antreprenoriatul adevărat și nu despre cel închipuit sau cel de la televizor, dând, în primul rând, exemplu personal, punându-se în fața copiilor și spunând: ăsta sunt eu, am reușit în această țară, am reușit în acest mediu. Și care a fost reacția? Reacțiile extraordinare. Pentru mine personal, cred că am fost în 4 locuri, din 3 sau 4 din 11. Pentru mine înseamnă de fiecare dată încărcare de baterii, pentru că văd reacția acestor tineri, acestor copii, le văd ochii, le văd dorința de a face, le văd dorința de a avea succes și pentru mine este excepțional și nu pot decât să încurajez antreprenorii de succes din țara asta să participe la astfel de evenimente, voluntar, evident. Încercăm anul ăsta să luăm niște fonduri europene, dar nu pentru a ne plăti deplasările și pe noi înșine, ci pentru a merge în mult mai multe orașe unde avem nevoie de sală, avem nevoie de o citirică, de un sandwich și așa mai departe. Deci asta face Romanian Business Leaders în primul rând, dincolo de bună guvernare, că stăm cu ochii pe unii sau pe alții și încercăm să vedem dacă putem să dăm feedback consistent către zona guvernanților. Asta pentru mine e o chestie secundară, dar proiectele pe educație chiar îmi plac și chiar cred că au succes.